Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masă și pentru a le servi la cină o porție mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este un medic cu o experiență de peste 30 de ani în chirurgia estetică. De fapt, are dublă specializare în ORL și chirurgie cervicofacială și, de asemenea, în chirurgie plastică reconstructivă. Ne este oaspete la cină dr. Constantin Stan. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Despre frumusețe și nu numai vorbim în această seară. Ceea ce vă recomand, că e treaba dumneavoastră, practic. Eu rămân la... Ai fost la schi? Nu, pentru că eu nu schiez. Nici eu. La început de sezon, două lucruri vreau neapărat să punctez, Adi. Este vorba despre sponsorii noștri, Aqua Carpatica și Kaufland, cărora le mulțumim tare mult pentru susținere și în 2024. Și mai am ceva de spus. De când s-a deschis Kaufland la mine în zonă, află că nu doar tu mergi la cumpărături acolo, și eu merg la cumpărături la Kaufland. Mai mult decât atât, mi-am făcut card, pentru că de fiecare dată când merg la casă, scanez cardul și ulterior pot primi oferte personalizate pentru produsele mele preferate și multe alte beneficii pe care, apropo, le găsiți pe kaufland.ro. Sunt acolo detalii. Acum, dacă tot ne lăudăm, fii atentă că eu de anul ăsta mă mut lângă Kaufland-ul de pe Barbă Cărescu. Care este cel mai bine aprovizionat. Dar știi unde mă mut? Pot să sar din balcon direct la Kaufland. Și ce o să cumperi în plus? Treaba mea. Treaba ta. Nu știu dacă în plus, dar mai repede. Mai repede, cu siguranță, da. Știi, pe modelul scripete, cobor de la balcon. Da. Da, bine. Și ajungi cu sacoșa plină aici, unde noi, uite ce vitrină de produse avem frumos așezate aici, în colțul din dreapta mea. Să nu uităm de vin. Prietenii noștri de la Domeniile Sâmburești ne-au adus gama lor nouă, este vorba despre Carpathia Wines, este o gamă nouă dedicată exclusiv Horeca, doar acolo poate fi găsită, dar e o gamă premiu și, apropo, e de doar câteva luni pe piață și sunt deja premii internaționale pentru acest vin. Noi avem la această seară o fetească neagră care merge foarte bine. Cu ce ai adus tu? De la Kaufland. Dar nu mâncăm două bucăți mari, le-ai pus aici ca să arate masa bogată, nu? Păi una e pentru voi și una pentru mine. Dragii mei, bine v-am regăsit încă o dată. Mi-ar plăcea ca rețeta asta să fie mai pe lung, dar vă spun drept, e tot pe scurt pentru că este tot foarte simplu de făcut. E ceva destul de lejer. Am găsit la Kaufland acest tomahawk de vită irlandeză, carne de vită impecabilă, bună bunuță, pe care o condimentez cu sare și cu piper și apoi o frig pe toate părțile pe plita încinsă cu foarte puțin ulei de măsline și cu niște rozmarin pe lângă ea. O fric doar până când este rumenită pe toate părțile, lucru care durează cam 6-7 minute, poate 10, după care o pun în cuptorul încins la 180 de grade Celsius și o gătesc acolo cam 16-18 minute. Dacă am sondă la cuptor, pun sonda acolo și mi-arată 55 de grade în centrul bucății de carne, adică acolo se finalizează gătirea. O scot din cuptor pe carne, cum ar veni, și o las să se odihnească pe un grătar cam 10-12 minute, pentru ca temperatura din interiorul ei să se uniformizeze frumos, sucurile să nu mai curgă atunci când o tai. Asta e carnea. Garnitură lângă ea, am niște varză pak choi pe care o spăl, o curăț bine, o arunc în tigaie cu foarte puțin usturoi, cu niște unt, sare, piper, cos de ceapă verde și cam asta e tot. Dr. Constantin Stan este cu noi la cină. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că am găsit până la urmă o fereastră în programul dumneavoastră foarte ocupat ca să vă avem oaspete la cină. Spuneți-mi, domnule doctor, operați și în bucătărie? Gătiți? Dacă mă gândesc la începuturile mele, prima mea sală de operație a fost într-un apartament, într-un bloc, în bucătărie.
Iată ce legătură interesantă între... Mi-aduc aminte, a fost o adevărată aventură să introduc microscopul operator în sala de, așa zis, operație, dar eram așa de mândru 90-91, încât pur și simplu nici nu mai conta. Unde vă prinde de regulă ora cinei? În sala de operație. Dar e bine că e așa. De altfel, am înțeles, văzând secretele bucătăriei, dacă vrei cina sau, mă rog, în pat, e bine să dormi în bucătărie. În bucătărie. Așa că începem cu bucătăria. Ce gătiți? Eu? Da, vă rog. De toate și nimic. Mi-aș dori să gătesc. Dacă vreodată mi-aș dori ceva acum, în a doua parte a ceea ce se numește, îndeopște, viața mea, mi-aș dori să învăț să gătesc. Nu e atât de complicat. Sunt convins. Același lucru aș putea să spun și eu. Nu e atât de complicat să operezi după ce stai zeci de ani în sala de operație. Bine, eu vă invit să luați loc, nu vă ținem în picioare, și eu că avem vreme să povestim. V-ați născut în Tecuci, în Moldova. Cum sunt moldovenii, domnule doctor? Da, într-adevăr, m-am născut în Tecuci, acum vreo câteva zeci de ani, într-o zi de noiembrie. Părinții îmi povesteau, dar am regăsit acele zile, revăzându-le cam de la vârsta de 5-6 ani, când încep să am propriile mele amintiri, cu zăpezile acele puternice, cu casele încălzite, cu geamurile înghețate, frumoase, de fapt, în care vedeai frumusețea vieții ce se frângea pe ferestre. O copilărie frumoasă, prin anii în care încă în România se mai trăia bine, atât cât se putea trăi în vremurile acelea, într-un oraș micuț de provincie, pe care acum l-am regăsit cu totul într-o altă dimensiune, cu o fabrică, mi-aduc aminte și acum, în care în primii ani de, cred că eram de liceu, tata mă ducea să câștig banii de buzunar reparând în fabrica care acum face, nu facem reclamă, bineînțeles, faimosul muștar de Tecuci. Ei, toate acele momente mi-au rămas în cap, dar e un oraș care a încremenit în timp. Nici acum nu se întâmplă multe lucruri, poate în afară de acel parc central în care au o grădină frumoasă, cu niște oameni care au investit suflet, apropo de suflet, că despre asta aș vrea să vorbim foarte mult pe parcursul acestei discuții, în bucătărie sau unde se mai în sufragerie. Simt însă și mirosul cărnii. Cum erați dumneavoastră copil? Foarte cuminte, foarte cuminte. Ascultător. Niciodată nu mi-am nemulțumit, dezamăgit părinții. Din potrivă, mi-aduc aminte și acum, dimineața când trebuia să plec la școală, mă sculam cu 2-3 ore înainte să-mi refac temele, să mă gândesc ce trebuie și cum să fac. Iar seara părinții mereu veneau, tata, Dumnezeu să-l odihnească, venea mereu să-mi spună, du-te și să te culci. S-au mai schimbat lucrurile. Nici nu știu dacă am făcut lucrul acesta pentru că ei îmi cereau. Niciodată nu mi-au cerut. Din potrivă. Poate ar fi trebuit să-mi ceară să învăț ca să nu mai învăț. Poate dintr-o anumită frondă tipică copiilor sau, mă rog, tinerii generații. Eu am simțit mereu același imbold, aceeași dorință de a face lucrurile și mai mult și mai mult și în studenție și în viața profesională. Faptul că ați fost copil singur la părinți, credeți că v-a modelat într-un fel anume pentru viață? Acum putem, ducându-ne în trecut, putem să inventăm o mulțime de istorii, putem să facem o mulțime de scenarii. Sigur, am fost copil singur la părinți. Un copil, eu zic, foarte iubit. De niște oameni într-o perioadă în care partea materială conta mai puțin, nici nu aveai cum să te gândești la lucrul acesta. Erau lipsuri în copilăria noastră? Mi le aduc aminte, dar n-aș vrea să discutăm despre asta. Sunt lipsurile care s-au dus. Cred că dacă aș vorbi acum cu copiii mei, copiii noștri, ai mei și ai Andrei, și le povestesc cum era atunci, nici nu ar înțelege. E foarte greu de înțeles. Cred că nu are niciun sens acum să ne ducem cu comparații de felul acesta. Cu siguranță că asta pe mine m-a marcat, pe mine m-a construit, mi-a dat un anumit fel de a privi lucrurile în viață. De exemplu, unul dintre ele și la care țin foarte mult. Și asta ține și de istoria mea. Mama mea, mi-aduc aminte, a făcut un efort extraordinar în copilărie, deși pe vremea aceea soțiile stăteau acasă, aveau grijă de copii, deși nu eram mulți, eram unul singur, dar pentru ei eram, că era unul, că erau 10, erau cel mai important lucru din viața lor, valoarea supremă a căsniciei lor.
mama mea a făcut un efort să muncească ca să mă poată ține la facultate. Ori a făcut ce? A lucrat într-un magazin alimentar, într-o poziție pe care acum o vedem că o fac toți tinerii, astăzi o fac, mâine nu mai fac. Ei, oamenii în acea poziție pentru mine sunt mai importanți decât oricine. Faptul că tânăra generație sau altcineva câteodată disprețuiește pe cineva care muncește din greu, indiferent în ce poziție este, pentru mine este suprem. Nu pot să suport acest lucru ca cineva să se poarte poate mai puțin politicos, poate cu dispreț, câteodată văzându-i comportamentul de acest fel. Pentru mine asta a devenit aproape o lege de a-l combate pe cel care disprețuiește oamenii care muncesc. De altfel îmi pare rău că trebuie să o spun, dar uite, e momentul. Mă uit la tinerii, mă uit la oamenii câteodată mai în vârstă, mă uit la femeile, mă uit la cei care au început să vină în România dintr-o altă lume cu mult mai săracă decât a noastră și vezi pe biciclete, pe tot felul de motociclete, motorete, cu ghiozdanele acelea. Cu mâncare în spate. Cu mâncare, aducând unor oameni care își doresc masa, care câteodată nici măcar nu coboară la scara blocului să-și o ridice. Uităm să fim oameni, poate. Până a fi oameni, uităm să fim, de fapt, să ne înțelegem unul cu celălalt. Ori cred că am ajuns astăzi să ne construim viața nu din poziția că unii poate cu mai mult noroc, poate unii cu mai multă șansă, poate unii cu mai multă înțelepciune, cu mai multă muncă, pot să-și permită anumite lucruri, dar trebuie să ne întoarcem la esență, la lucrurile principale pe care le vrem. Copilăria e sursă de putere? Iarăși. Începem să... Sigur, copilăria este o sursă, în primul rând, de copilărie, de care nu trebuie să uităm niciodată. Dacă ar putea să fie o sursă, din punctul meu de vedere, ar fi o sursă a inocenței pe care ar cam trebui să ne păstrăm toată viața. Cred că ceea ce pierdem acel mod de a gândi, cu mintea unui copil, la care nu există, poate, pătrățele, nu există reguli, nu există teama de a nu greși, pe care societatea, câteodată și familia, și părinții. Da, putem să întrerupem dialogul pentru cina din această seară. Uite, aici este putere, nu? Avem niște varză pak choi și antricot de vită, gătit simplu, deci, pe plită și după aceea un pic la cuptor și aia e tot. Miros? Sare, piper, miros, puține gust. Ingrediente. Asta ar trebui să fie, miros, gust. Mulțumim! Vă rog, domnule doctor! Și să vă fie de bine, pe urmă, în principiu. Mai întâi, poftă bună! Mulțumim frumos! Mulțumim! Poftă bună, vă rog! Începem să mâncăm deja? Sigur că da! Cu un pahar de vin pe măsură. De fapt, vinul negru, o să vorbim poate și despre asta, și de resveratorul din el. Nu? Și de sursa tinereții fără bătrânețe. Este o scuză perfectă pentru cei cărora le place vinul roșu. Are resveratrol, deci avem cum să întinerim după ce bem un pahar cu vin, așa cum spune asta, doctorul. Cu condiția să nu ne îmbătăm atât de mult și să ne îmbolnăvim, până când cantitatea de resveratrol pe care o să o găsim în fiecare pahar de vin va fi cea pe care consumăm noi, organismul nostru ajunge să o aprecieze și să aibă nevoie de ea. Poftă bună! Poftă bună! Este adevărat că ați avut doar note de 10 la școală? Da, sigur, e adevărat. În școala generală, la facultate nu am intrat cu 10, am intrat cu o notă care nu era cu 10. Am terminat facultatea cu 10. Mi-aduc aminte, la un singur examen în anul 3, am luat o notă sub 10 și m-am dus la mărire și cum se dădea atunci, am reușit să termin cu 10 și am fost șef de promoție. Mi-aduc aminte, mă uitam în carnetul de note și acum erau 10-10, iar la anumite materii, cu distinție, adică era și scris de profesor lucrul acesta. E incredibil, dar așa a fost. Și acum, dacă mă gândesc de ce făceam lucrul acesta, pentru mine era o plăcere să vorbesc, să spun ce știu. Eram primul care răspundeam la școală, nu așteptam să, după catalog, trebuia să fiu la stan, dar ceilalți erau emoționați, eu intram primul și vorbeam și scăpam. Și deja mă gândeam la următorul examen. Nu știu dacă e grozav lucrul acesta. Am învățat non-stop în meseria aceasta, o parte din cunoștință, recunosc,
nu știu dacă mi-au fost vreodată de folos, dar au fost un exercițiu al minții, e ca un antrenament, poate un sportiv de performanță. Auzeam chiar în una din micile noastre pauze că primul invitat a fost un sportiv de performanță. Gică Popescu. Ei, sunt oameni care știu ce înseamnă lucrul acesta. Antrenamentul lor de zi cu zi îi vor ajuta ca într-o bună zi, când vor fi în momentele în care trebuie să dea tot, capacitățile lor fizice și, de ce nu, și cele intelectuale și mentale să-i ajute să treacă peste momentele cele mai grele. Am intrat încet, încet în parcursul nostru academic, dar nu ne-ați spus cum ați ales medicina. V-ați dorit de mic? Nu. Nu, eu de mic mi-am dorit să fac fizică, mi-am dorit să fac apoi industria aeronautică. Mă pregăteam să intru, am fost olimpic la național la fizică și aș fi vrut să intru în industria aeronautică, să proiectez, să construiesc avioane. Dar în clasa a 11-a, profesorul meu de anatomie mi-a zis, de ce nu încerci medicină? E un alt fel de a fi. Evident că atunci s-a schimbat ceva în capul meu, am spus că da, nu mai am timp să mă pregătesc, a zis nicio problemă, eu și uite, dacă pot să mulțumesc altcuiva pentru acest parcurs profesional, este și profesorul meu de anatomie, domnul profesor Gheorghiu, și soției lui, profesoară în liceul în care eram, care un an de zile au dedicat tot timpul lor să pot să trec și să fac anatomia cât mai bine. Fizică, chimie nu erau probleme, pentru că asta vroiam să le fac în parcursul meu profesional. V-ați sfătuit și cu părinții? Ce au spus părinții în momentul în care au aflat că fiul lor, unicul fiu, vrea să meargă la medicină? Părinții mei ar fi făcut orice ca eu să fiu bine. Au făcut orice ca eu să fiu bine. Siguranță, cu siguranță pentru ei a fost și o mândrie. Nu mi-au spus niciodată părinții ce să fac. Ce am dorit, ce am visat, ei au fost alături și m-au sprijinit. Cum erați student? Blugi? Plete? Geacă de piele? Plete, cu siguranță. Serios? Da, se purtau mustață lungă, pantaloni largi, pantofi înalți cu platforme. Sigur, pentru momentul acela, chiar dacă România era într-o zonă completă de izolare, ceva mai ajungea și la noi. Dar așa eram. Plăcat, îmi plăceau lucrurile acestea, îmi plăcea muzică, știu că am cântat în bandul școlii, toată lumea. Îmi plăcea să-i distrez pe ceilalți. Cântați la chitară, nu? La chitară. Mai cântați astăzi? Mai știu câteva acorduri, mi-aș dori să cânt. De fapt, sunt foarte multe lucruri pe care ți le dorești într-un anumit moment al vieții, când se pare că ai făcut tot ceea ce ai visat și ți-ai dorit, dar mereu îmi găsesc în ceea ce fac provocări, să descoper lucruri noi și să mă țin acolo. Nu v-ați oprit din învățat? Nu îi mai spun învățat acum. Dar? Din plăcerea de a descoperi lucruri noi. În studenție, la fete apreciați fizicul sau sufletul? Evident, la vârsta aceea apreciai mai întâi cum le vedeai, cum se îmbrăcau, cum arătau. Apoi, bineînțeles, când cunoști mai îndeaproape o fată, o colegă, o prietenă, îți dorești să ai și ce să discuți. Chestia asta cu discutatul este relativ. Din punctul meu de vedere, nu neapărat că nu ai ce să discuți. Poți să nu ai nimic de discutat, dar să reușești să comunici. Asta contează cel mai mult. Înțelepciunea este să găsești un subiect pentru asta, să oferi celuilalt senzația că nu-l provoci cu nimic, că nu-l forțezi cu nimic să facă ceva împotriva propriile lui plăceri. Este acum, privind în urmă, și ai și privilegiul la vârsta aceea să alegi că nu o faci pentru toată viața și să o faci cu înțelepciune că nu lucrurile trebuie să fie obligatorii, deși, probabil că știți că m-am și căsătorit prima dată în viața mea la 19 ani. Nu, 19 ani și jumătate. Totdeauna peste vârsta. Deci dacă vorbim puțin, pe principiul american, la 20 de ani neîmplinit. Ați făcut facultatea la Iași, ați profesat la București și ați deschis primul cabinet de medicină privată din România, în Bacău. N-ați pierdut deloc timpul după Revoluție, nu-i așa? Cum a fost? Știu că spuneați un pic mai devreme că primul cabinet a fost la parterul unui bloc.
Cum v-ați înțeles cu vecinii? Cum a funcționat acei primi ani de după Revoluție? Am început specialitatea după ce, înainte de Revoluție, au fost niște ani în care s-au blocat așa zisele rezidențiate, că acum se vorbește despre acest lucru, de intrare în pregătirea profesională de specialitate, pentru că se blocaseră posturile de intrare în oraș. Și atunci am decis să aleg o profesie care era și chirurgicală și mai puțin chirurgicală. A fost și un moment în viața mea mai important din punct de vedere al alegerilor și am ales prima specialitate, chirurgie cervicofacială, otorinolaringologie. O profesie care avea tangență cu partea medicală, dar și cu partea chirurgicală. Am ajuns la București înainte de Revoluție, cu un an, și aveam niște colegi din Bulgaria care, unul dintre ei mai mult, povestea, deși Bulgaria era în aceeași situație cu noi din punct de vedere politic, eu când o să mă întorc acasă o să-mi deschid primul meu cabinet privat. Pentru mine și colegii mei părea ceva aproape imposibil, dar asta m-a intrat în cap. Am terminat specializarea în București, m-am întors la Bacău, unde am primit post și mă gândeam cum să ies afară să văd și altfel de a face medicina ca cea pe care o făceam noi în anii aceia. Mi-aduc aminte, făceam operațiile la copii și atunci cu anestezie locală, mi-aduc aminte și pe fiica mea a operat unul dintre colegii mei, făcând o operație pe care o fac și o făceau acum, din fericire, din ce în ce mai puțin copila și o fac pentru așa zisele vegetații sau polii, cum se spunea incorrect, dar vegetația de noidine o strângea, legat-o asistent, am zis asta n-am să fac niciodată. Am ieșit afară, îmi aduc aminte și acum, grație unor colegi de-ai mei italieni care lucrau în domeniul aparaturii medicale și care mi-au spus, vrei să vii? Noi te ajutăm. Întâmplătorii veniseră în România cu ajutoare pentru că erau comuniști italieni. Au venit cu ajutoare, au spus, vrei să te ducem? Mergem la spitalul din Bergamo. Apropo de Bergamo, poate ați auzit în pandemie, este spitalul în care au murit primii și cei mai mulți italieni, o poveste întreagă. Și am ajuns la acel spital, în spitalul vechi din centrul orașului, cu acești comuniști care aveau propria lor firmă. Când am ajuns acolo, ce am descoperit? Comuniști italieni făceau mentenanță de aparatură medicală, aveau casă la mare, casă la munte, Mercedes, își permiteau... Și am zis, dar ce comunism este? Voi nu știți ce înseamnă comunismul? Că italienii au rămas și rămăseseră cu nostalgia unui anumit tip de comunism. Am ajuns în Italia și am cunoscut ce înseamnă performanța medicală. Într-o specialitate extrem de tehnică, mă refer la chirurgia bazei craniului, acolo unde este o formațiune tumorală specială care are o specializare dedicată, neurinomul de acustic, o afecțiune deosebită, în care lucrai cu ce? Cu microscopul, cu endoscopul. Lucrurile acestea am început să le simt. Apoi, când m-am întors în clinica, spitalul din Bacău, colegii mei spuneau, da, unde te crezi? Tu ai venit aici, te crezi la Bergamo, te crezi la Paris? Treci la munca de zi cu zi, care însemna să ținem copiii, să-i maltratăm, să scoatem amigdale în cămașă de forță. În momentul acela simțeam mereu această revoltă. Mi-aduc aminte, nu exista colegiul medicilor, exista ceea ce se numea Consiliul de Administrație a Spitalului, care mă chema, nu ești în continuare cu un comportament. Erau încă mentalitățile vechi. Și am spus, perfect, eu mă retrag, plec. Am plecat din medicina de stat în medicina privată în 90. Când, într-un mic apartament, pe care l-am cumpărat la parterul unui bloc, în care și acum există clinica și spitalul din Bacău, construit acum 33 de ani. Interesant este, domnule doctor, că la dumneavoastră femeile vin nefericite și pleacă fericite, nu-i așa? Când refuzați o pacientă? La începutul acestui drum aveam o stare de emoție, o stare de mai puțină încredere că sunt capabil să gestionez, nu tehnic, ci, dacă vreți, emoțional, în privința așteptărilor, în privința comunicării. Și se simțea lucrul acesta. Se simțea poate și pentru că ani de zile fața mea era fața unui, cu cel puțin câțiva ani mai tânără și mereu mi-aduc aminte când am ajuns în Bacău ca și medic, un vecin vine odată la noi acasă și mă întreabă, dar unde-i taică tu? Vreau să vorbesc cu doctorul Stan. Păi zic, eu sunt doctorul Stan. Lucrul ăsta l-am simțit ani de zile.
trebuie să ai și o imagine. Adică erați prea tânăr ca să fiți arătam doctorul Stan? Arătam prea tânăr ca să fiu doctorul Stan. Aveam mai puțină încredere în mine că pot să gestionez și câteodată o pacientă mai puțin mulțumită. Că de fapt aici este tot. Pacienta nemulțumită care la momentul în care vine către tine are un anumit, o anumită, să spunem, reținere în a-și exprima adevăratele trăiri. Pentru că de foarte multe ori am descoperit și lucrul acesta îl simt aproape acum instinctiv după 10.000 de paciente consultate, căci nu toate s-au operat, numai dacă mă gândesc la operațiile de modelare a sânilor, în 27 de ani de carieră, la peste 6.000 de paciente, înseamnă cel puțin 7.000 vizitate. Numai dacă faci o medie de jumătate de oră de consultație și cam o oră de operație, am făcut un calcul, am stat non-stop în sala de operație, aproape 190 de zile, fără să ies din sală. Câteodată încep să spui, câți ani sunt în viața asta? Și apoi să vină, să-ți ceară socoteală între ghilimele pentru ceva pe care tu l-ai făcut cât ai putut de bine, te întrebi, apropo de cum să nu operezi atunci când nu trebuie să operezi. Și în momentul acela începi să ai niște simțuri, să ai niște criterii de evaluare, care nu spun că sunt perfecte, dar câteodată s-ar putea să refuz să operezi. Unul dintre maestrii mei, profesorul Tom Biggs, e unul de la care am învățat, omul de la care am învățat și care are aceeași vârstă pe care ar fi avut-o mama mea acum, îmi spunea că important este să știi nu când să operezi, ci când să nu operezi. Când se transformă frumosul în hidos? Păi cam a început să se transforme. Și din păcate, aici este un lucru mult mai complex. Ține în primul rând de formarea medicală, de selecție, pe care sistemul o face pentru cei care au privilegiu, vor avea privilegiu în viața asta, să fac asta. Să încep să faci această artă, să ai această menire, în primul rând trebuie să ai, dincolo de pregătirea tehnică, de un examen pe care poți să-l iei citind niște teste, ajungând la sfârșitul celor 6 ani de rezidențiat, trebuie să ai altceva. Iar acest altceva înseamnă viață. Și nu neapărat înseamnă gust estetic. Gustul estetic poate fi interpretabil. Este ceva dincolo de gustul estetic. Când din ce în ce mai mult colegi tineri postează în social media, pentru că este din păcate o tribună între ghilimele în care nu mai există reguli, există doar cum să împingem lucrurile spre zone din ce în ce mai necontrolate. Și când vin și spun, uite, pacienta aceasta are aceste buze hidoase, pentru că e gustul ei. Asta nu e frumusețe. Există ceva pe care noi trebuie să-l înțelegem. Este cum ar însemna acum să neg dreptul la viață sau la libertatea cuiva, pentru că este gustul meu. Cum putem noi, dacă nu ai minimum de trăire, să creezi frumosul când tu de fapt îl distrugi, numai de dragul de a arăta niște lucruri care sunt dincolo de ceea ce putem să apreciem. Nu poți să ai pretenția că ești un chirurg estetician dacă tu nu ai suflet, nu ai simțul acesta de a înțelege proporțiile și faci numai de dragul de a arăta că o vedetă sau mai puțin vedetă, că și aici lucrurile sunt interpretabile, decide ea împreună cu doctorul, făcându-ți niște postări, că aceea este regula, că ăla e drumul pe care să mergem. Trăim momente grele, dificile și din păcate este o provocare pe care va trebui noi toți și noi de partea asta, mă refer la medici, dar și pacienții și oamenii obișnuiți de partea cealaltă să răspundă și în același timp să-i scoată pe cei care fac lucrul acesta în afara frumosului. După mai bine de 3 decenii de activitate, de carieră, ați aflat, domnule doctor Stan, ce își doresc femeile atunci când intră la dumneavoastră în cabinet? Știți deja celebrul film cu Mel Gibson? Ce își doresc femeile, chiar așa se cheamă, dacă nu greșesc.
Ce-și doresc femeile? El avea un dar, acela de a intra în mintea lor și a reușit să le citească. Nu mi l-aș dori darul acesta. Prefer să înțeleg doar partea medicală și de foarte multe ori, dacă nu există și motiv medical pentru o anumită necesitate, nu intru în acele intervenții în care potențialul este legat de alte nemulțumiri, de perioade mai puțin fericite din viața lor. Există și alte specialități care au grijă de acest tip de paciente. Femeile, sigur, își doresc ca toți dintre noi un anumit confort care vine din încrederea pe care le o aduce un anumit tip de imagine care, da, este deasupra normei, care să le dea siguranța că ziua de mâine pentru ea, pentru copiii ei, pentru familia ei, o vor face, deși femeia modernă trebuie să știe și femeia actuală că este mai puternică decât orice bărbat atunci când își dorește și nu mai este dependentă de bărbați. Se spune despre dumneavoastră că sunteți genial. Ați făcut mii de operații, ați inventat proteze mamare, practicați medicina regenerativă. Vă simțiți genial? Nu mă simt genial. Ieși din comun? Cu preocupări poate ieșite din comun, dar cu provocări în care să găsesc răspunsuri la multe din întrebările pe care le au toți și care vrea să aducă lucruri din ce în ce mai plăcute pentru pacienți, dar și pentru el. Pot să vă spun acum, deși poate asta pare puțin prea plin de... Dacă e o operație care nu mi-aduce și mie plăcerea de a o face, de a vedea că îmi place ceea ce fac, mai bine nu o fac. Vreau să vorbim un pic și despre medicina regenerativă. V-aș întreba întâi de toate ce înseamnă mai exact și dacă putem să întoarcem un pic ceasul. În primul rând, medicina regenerativă nu este medicina omului bolnav. Este medicina omului sănătos la oricare din etapele vieții care dorește să trăiască mai bine, să se miște mai bine, să gândească mai bine. Și să-și ia vreo 3-4 ani de pe față. Să doarmă mai bine. Asta e ultima parte. E ultima? Știi. Ultima parte. Uh-huh. Pentru că dacă vom reuși într-o bună zi să rupem imaginea care de fapt unde este, doar la față, restul corpului nostru... El nu îmbătrânește? Nu este totul. Aici putem face o mulțime de lucruri, dar nu asta contează. Contează cum dormim, contează cum ne comportăm, contează cum ne mișcăm. Spun întotdeauna pacientelor, degeaba vom face operație reușită de întinerire facială, chirurgical vorbesc, dacă în continuare ne dor articulațiile, dacă ne trezim dimineața obosit, dacă nu reușim să ne bucurăm, dacă nu reușim să mirosim, să auzim, să vedem. Noi suntem ființe complexe. Suntem parte din Dumnezeire, căci ar fi din partea noastră prea mult să credem că noi ne-am creat. E dincolo de noi și ar fi bine să lăsăm acest mister al faptului că dincolo de noi este o putere care are grijă de toate, pentru că altfel vom ajunge să fim niște roboți care suntem acum temători că vine ChatGPT-ul și inteligența artificială să ne distrugă. Dar mă întorc la medicina regenerativă. Pentru mine de 10 ani de zile, de fapt nu doar pentru mine, pentru toată comunitatea internațională de medici de chirurgie și medici de medicină estetică pe care îi cunosc, interesul pentru această parte este extrem de important, în care să folosim capacitățile proprii ale organismului nostru, pe care să le stimulăm printr-o viață echilibrată, pentru o viață sănătoasă, dar și prin folosirea de suplimente nutritive, aparate, tehnologii care să stimuleze aceste mecanisme de reparare. Pentru că, de fapt, acolo e totul. Uitați-vă la un oraș curat față de un oraș murdar. Un oraș care este capabil să scape de deșeuri. Un organism care reușește să scape de celulele îmbătrânite, celulele care reprezintă deșeuri, căci de fapt acolo se joacă totul, este un oraș care poate să regenereze. Când vom reuși să ducem aceste lucruri acolo unde trebuie, bătrânețea noastră nu va mai fi un înșiruire de boli, ci va fi o stare în care 60-70 de acum o să fie 120-130 de atunci. De altfel,
Uitați-vă doar la ultimii de la al doilea război mondial. Uitați-vă cum arătau tinerii aceia care și-au pierdut viața în acele monstruozități ale istoriei noastre, care la vârsta lor de 20 și 30 de ani arătau ca acum bărbați de 40-45 de ani, dar care au grijă de viața lor și de un mod sănătos. Ar mai fi așa de multe întrebări, sunt curiozități firești ale unui jurnalist, dar știți foarte bine asta, nu? Trăiți cu un jurnalist acasă. Vă întreabă Andreea toate cele despre noutățile în domeniul frumuseții? E mai bine informată câteodată din punctul acesta de vedere. O întreb eu ce se mai spune, ce se mai întâmplă. Sigur, discutăm despre lucrurile acestea și îmi face plăcere să ascult și părerea jurnalistului, dar a unui jurnalist care acum începe să... adică este într-o altă istorie a jurnalismului, care înseamnă social media. Acolo se întâmplă tot și informațiile pe care ea mi le aduce, pentru că este tot timpul updatată cu ceea ce se întâmplă, mă ajută și pe mine foarte mult să îmbunătățesc modul de comunicare cu pacienții. Mă duc ușor, ușor și către această zonă personală. Cât din timpul dumneavoastră îl dați familiei? Și când spun familie, mă refer aici la soție, 3 copii, nepoțică. Am norocul acum, în această parte a carierei mele, ca sfârșitul de săptămână, atunci când nu sunt la un congres sau când nu trebuie să merg la clinicele din grupul nostru din provincie și îmi doresc lucrul ăsta din ce în ce mai mult, sunt cu familia. În primul rând cu Andreea, ieșim foarte mult împreună, apoi cu copiii, dar acum sunt la școală la Londra, Petru și Eva, cu fiica mea, cu Andreea și cu nepoțica mea, Elinca, pe care mi-aș dori eu mai aproape să ies cu ea duminica, sâmbăta, deși e mai aproape de mămica ei, dar când o văd, o vedem împreună, mă bucur foarte mult de ea. Ce v-ar plăcea să învețe de la dumneavoastră, Elinca? Să învețe în primul rând de la ei. Fiecare trebuie să-și caute propriul drum. Dacă ceva aș putea să le spun și le-am spus copiilor mei, nu este să facă ceea ce am făcut eu sau mama lor sau tatăl lor sau după aceea, dacă mă refer la nepoata mea, părinții ei, să facă lucruri de care să nu le fie rușine. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, avem un invitat special în această seară la cină, doctorul Constantin Stan. Ce mai rămas astăzi din visurile copilului Constantin Stan? Copilul Constantin Stan e acolo, a rămas în sufletul meu. Acum e adultul Constantin Stan, omul matur Constantin Stan, care poate încet, încet să gândească și la lucruri pe care el și le-aș dori. Și sunt o mulțime. Sper să le descoper, să mi se întâmple. Nu le știți, n-aveți o listă așa? Nu, nici nu vreau să le știu. Le lasă bine. Ce înseamnă pentru dumneavoastră bucurii simple? Uite, de exemplu, într-una din zilele de sâmbătă, când nu trebuie să fac nici administrație, nici pacienți, nici chirurgie, nu merg la niciun congres, să ies cu Andreea, să ies când copiii sunt acasă, să reușesc să o conving pe Elinca, pe nepoțica mea, să vină cu noi așa cum merge, numai cu părinții ei. Dar, repet, las lucrurile să vină. Aveți superstiții? E ceva ce faceți în mod special înainte de a intra în sala de intervenții chirurgicale? Nu când intru în sala de intervenții, când mă scol dimineața să fac patul. Și pe partea mea și partea Andrei. Deci dumneavoastră faceți patul acasă. Da, eu îl fac dimineața și de câte ori sunt în București și nu sunt la clinic sau la celelalte clinică, eu fac patul și îmi place să-l văd cât mai frumos. O să ziceți, poate o nebunie, nu e vorba numai de pat, este ceea ce este în spatele. Știu că s-au scris și cărți despre lucrurile acestea, știu că oameni au creat teorii întregi despre ce înseamnă să înveți să-ți faci patul. Cu asta începem.
nu cu făcut patul, dar cu lucruri care trebuie să fie făcute pas cu pas. Mă întorc la sala de intervenții chirurgicale, întâmplător sau nu, în momentul în care am un medic invitat la cină, eu vizionez la televizor anatomia lui Grey. Vreau să-mi spuneți, domnule doctor, dacă e adevărat ce văd eu în film, medicii care operează vorbesc, ascultă muzică, ce faceți noastră? Sunt istorii cu totul și cu totul diferite. Pe vremuri era un serial, Spitalul Municipal, nu? Mă gândeam la Spitalul Municipal din București dacă e la fel. Nu este întotdeauna la fel. Viața e mult mai dură, realitatea unui spital adevărat, dar sunt două lucruri complet diferite. Să stai într-un spital și să trăiești viața rezidenților, viața doctorilor, a pacienților, a personalului de îngrijire, una, să vezi un film în 50-60 de minute în care trebuie să ții drama și tot ce se întâmplă acolo cât mai, la o presiune cât mai mare. Dar luați-o așa cum vedeți în film, când vorbiți, ajungeți în spital. Vorbiți, ascultați muzică? Oh, da, absolut. Absolut. Și din câte știu și dansați, sunteți un foarte bun dansator. Nu știu de unde. De unde v-ați făcut documentarea? Imaginile de pe site-urile de socializare vorbesc de la sine, domnule doctor. La petreceri, da, bag seama place, că sunteți un foarte bun dansator. Da, dar nu am făcut școală. Mi-ar fi plăcut, uite, dacă mi-ar plăcea ceva să fac acum, mi-ar plăcea să învăț să dansez. Apropo de întrebarea cu copilul. Evident, Constantin Stan, copilul, de mai devreme. Repet, copilul Constantin Stan e acolo, este cu mine. Adultul Constantin Stan acum este cel care trebuie să... și care continuă ce a făcut acel copil. De cine vă este foarte dor astăzi? Aș putea să spun așa la primul impuls de mama, de tata. Dar știu foarte bine că viața este făcută din lucruri care sunt... așa se întâmplă. Și nu vreau să, vreau să închid acest subiect. Mi-e dor de toți cei care sunt alături de mine, de fiecare dată când nu i-am lângă mine. Care a fost cel mai dificil moment din viața dumneavoastră? Nu vreau să mă gândesc, numai la momente frumoase. Spuneți-mi, vă rog, de la cine ați primit cel mai important mulțumesc? Să știți un singur lucru, în ceea ce fac profesional, de fapt asta contează cel mai mult. Mulțumirea pacientului și chiar acum am transformat asta în... Când pacientul spune, vă mulțumesc, mi-ați schimbat viața, știu că lucrurile se repetă, dar de fiecare dată e un alt fel de mulțumesc. Și fiecare dintre ele este binevenit. Și dacă pot să spun ceva, atunci răspunsul meu este, a început de, dacă v-a plăcut, povestiți frumos și altceva. Când v-ați propus să puneți bisturiul în cui? Când vă lăsați? Am momente când știu, mi-aș dori, nu, niciodată. Cât timp mâna... când va sta întinsă, va ține bisturiul în mână și nu că nu tremură, evident că asta e, poate să-ți tremure și la 30 de ani. Nu, când în cap aici nu există o coordonare perfectă, ca atunci când ai pus bisturiul, totul să vină firesc. Să fie ca și cum e o muzică care vine din tine, ca și cum este ceva, o inspirație divină. Voi face, deși îmi doresc câteodată să spun și spun, n-o să mai fac. Și ce să fac altceva? Sigur să mă bucur de viață. Mă bucur și acum. Mă bucur că, uite, timpul meu a început să fie ușor distribuit între una și cealaltă. Dar am privilegiu și mulțumesc lui Dumnezeu că fac ceea ce îmi place, cum poate mulți în viața lor nu reușesc să fac asta. Pot să stau în sala de operație și 25 de ore și cu siguranță e de 1000 de ori mai liniștitor, mai odihnitor, decât cineva care se duce dimineața la un job în care de-abia așteaptă să plece, să se ducă undeva doar și pentru să care... nu primească, dar are nevoie să trăiască. Doar eu nu pot care decât să mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor care în viața aceasta mi-au dat șansa să ajung unde sunt, pentru că e un șiruire de evenimente frumoase care m-au adus aici, sigur pentru care probabil și cu siguranță am făcut și eu ceva mai mult sau mai puțin, eu trebuie să mulțumesc pentru tot ceea ce mi se întâmplă, așa că tuturor din viața mea, tuturor din viața mea. Un regret major există? Nu am niciun regret. Nici nu vreau să-l am. Nu vreau să mă gândesc la lucrul acesta, pentru că atunci înseamnă să intru într-un proces de gândire, de introspecție, în care nu mai pot să schimb nimic. Să ai regrete, înseamnă să te întorci într-un trecut pe care nu-l mai poți schimba.
dacă pot să fac ceva și am învățat în acești ani, dintr-o perspectivă a unui copil cu o anumită timiditate, care a venit dintr-un oraș mic, care a intrat într-o lume mai deosebită, care a ajuns la un moment dat să aibă șansa și norocul ca și chirurg să ajungă în clinici, spitale, la congrese în care îi întâlneam pe toți cei care sunt numărul unu, iar eu să fiu acolo. Mi-aduc aminte, chiar când am ieșit prima dată la acel congres în Italia, mi s-a spus extracomunitariu, copil sărac. Ei, lucrul ăsta mi-a dat niște perspective pe care eu le-am luat dintr-o slăbiciune a lor față de mine sau a mea, că simțit-o către ei ca o forță. Nu vreau să... Regret înseamnă să trăiesc în trecut. Eu vreau să mă gândesc acum, la prezentul acesta, iar la viitor, evident, viitorul vine din ce ai construit acum. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și toate cele bune! Și dumneavoastră. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!